Salutare și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Iliuță s-a întors, azi avem o cursă mică. Mergem până la servis cu remorca, cu semi-remorca de tir, avem probleme cu ea, cu luminile și mai multe chestii. Cu aerul pe spate nu mai ridică cum trebuie, acoperișul pe stânga la fel. E cam, vai de capul ei, cam obosită săraca. Dar să începem în primul rând, începem azi, învățăm pe Iliuță cum se reglează scaunul, volanul și oglinzile. Așa, Ilie, tata, începem cu scaunul. Prima dată reglăm scaunul. Îl dai mai în față. Când apeși pedala de accelerație sau, bine, ambreiaj nu avem, frâna, da. Să fie piciorul puțin flexat. Să nu te întinzi să apeși, nici să fii, știi, să stai prea în față. Îl lași puțin mai jos, să ajungi foarte bine cu piciorul jos. Așa. O idee mai jos trebuie. Așa, tată. Cam așa. Asta e poziția. Între scaun și piciorul, gamba la tine acolo. Aici mai exact, să fie exact puțin loc. Da. Aici, că dacă nu e loc după 8 ore de mers, 10 ore, o să te doară piciorul a doua zi. Bun, așa se reglează scaunul. Acum începem cu volanul. Să fie la o distanță, să poți să stai cu mâinile pe volan cum normal cum se stă, mâna stângă la ora 9, iar mâna dreaptă la ora 3. Deci, mâinile pe volan, mâna stângă la ora 9, mâna dreaptă la ora 3. Mâinile, brațele ușor flexate, să nu fie volanul prea în față, să te întinzi după el, dar nici prea aproape să te încurci. Bine, că tu nu ai burtă, dar dacă ai burtă, da, te încurcă. Un pic. Nu se vede. Bun, acum începem cu oglinzile. De aici avem două oglinzi pe stânga, două pe dreapta, una în față și una sus, dreapta în față. Începem cu partea din stânga. Avem o oglindă mare, normală. În ea vedem obiectele normale, deci oglindă normală. Iar cea de sus este o oglindă mică. În ea se văd obiectele la o distanță mai mare și mult mai mici. Dar de fapt ele fiind mult mai aproape. Ambele oglinzi se reglează la fel. Îți dau așa un pont, o șmecherie. Fii atent. Pui două degete, primele două degete, astea două, Ilie. Le pui în partea dreaptă a oglinzii. Aici? Da. Pe verticală, sus, așa. Ilie, așa tot. Așa să le pui. Ei, tu când pui acolo la două degete, acolo trebuie să fie camionul, să vezi tu camionul și remorca, da? În rest, de la degetul tău cel stâng, să vezi doar în partea din spate, da? Da, da. Așa se reglează oglinda. Acum când le iei, vezi camionul frumos, da? Da. Ei, și când pui alea două degete, nu mai vezi niciun camion. Vezi doar partea din spate, fără remorcă, fără nimic. Cea de sus se reglează la fel, amândouă la fel, da? Da. Oglinzile sunt ochii șoferului. Fără oglinzi n-ai cum să conduci. Oglinda cea mare o folosim în toate cazurile, iar cea mică ne ajută foarte mult la virajul de stânga, de dreapta. Ne uităm mereu în ea să nu ne urcăm pe bordură, să nu agățăm vreun semn rutier, vreun copac, ceva de genul. Deci atunci întotdeauna ne uităm în oglinda cea mică. Mai avem aici oglinda asta de față, ne ajută să vedem botul mașinii. De exemplu, dacă vrei să o bagi undeva în parcare, la linie, te uiți în oglinda de față. Da. Și oglinda dreapta de sus, asta ne ajută aici tot așa, când parcăm undeva lângă bordură, să nu ne urcăm pe bordură sau undeva la o linie, te ghidezi după oglinda asta de sus din dreapta. Acum că am învățat cum se reglează scaunul, volanul și oglinzile, suntem pregătiți și plecăm la drum.